Bună ziua, dragi elevi și dragi privitori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul materialului de astăzi vom vorbi despre sistemul de axe ortogonale în plan. În prima parte a acestui material vom discuta o aplicație practică. Figura alăturată ilustrează o sală mică de cinema formată din 5 linii și 4 rânduri. Ceea ce vă propun este să identificăm împreună poziția fiecăruia dintre cei cinci copii în sala de cinema. Astfel, Andrei, observăm că se află pe linia 1, rândul 4. Vom scrie așadar că locul lui este L1, R4. Maria, Maria se află pe linia 2, rândul 2. Da? Ana se află pe linia 3, rândul 4. Poziția lui Luca este dată de linia 4 și rândul 2, iar poziția lui Matei este dată de linia 5 și rândul 3. Astfel, am stabilit poziția fiecăruia dintre cei 5 copii în sala de cinema. În continuare, vom defini produsul cartezian a două mulțimi nevide. Produsul cartezian a două mulțimi de de A mare și B mare se notează cu A ori B și reprezintă mulțimea tuturor perechilor de forma A mic B mic, unde A mic este element al mulțimii A mare și B mic este element al mulțimii B mare. Pentru a ilustra această definiție vom rezolva următoarea problemă. Câte numere de două cifre de forma AB se pot forma știind că A mic poate lua valorile 2 și 3, iar B mic poate lua valorile 5, 6 și respectiv 7. Aici nu este vorba de altceva decât de un produs cartezian. Din moment ce ne întreabă câte numere se pot forma, putem răspunde direct. A poate lua două valori, B poate lua trei valori, așadar vom avea 2 ori 3, adică 6 numere. Însă, pentru claritate, vom și exemplifica, adică vom scrie toate cele șase numere. Cum procedăm? Păi A mic poate lua valorile 2 sau 3, iar B mic poate lua valorile 5, 6, 7, așadar numerele pot fi 25, 26, 27, 35, 36, 37. Și astfel am ilustrat printr-un exemplu concret definiția produsului cartezian a două mulțimi nevide. În continuare vom defini sistemul de axe ortogonale în plan. În figura alăturată este reprezentat sistemul xOy și anume sistemul de axe ortogonale în plan, care nu este altceva decât un ansamblu de axe perpendiculare care au aceeași origine și aceeași unitate de măsură. Originea este dată de intersecția axelor și se notează cu o mare, iar unitatea de măsură este figurată în desenul alăturat. În acest sistem de axe ortogonale în plan, am reprezentat punctul A mare, căruia îi corespunde coordonatele A mic și B mic. Exact așa vom și citi A mare de coordonate A mic și B mic, așadar, fiecarei perechi de numere AB din produsul cartezian error R îi corespunde un punct A mare din plan de coordonate A mic și B mic. Și invers, bineînțeles. În continuare, vom identifica împreună coordonatele mai multor puncte reprezentate deja de mine grafic. Așadar, avem sistemul X, Y și mai multe puncte reprezentate cu albastru. Împreună vom determina coordonatele acestor puncte. Astfel, vom începe cu punctul A mare. Pentru a identifica coordonatele lui, îl proiectăm pe OX, adică pe axa absciselor, și pe OY, adică pe axa ordonatelor. Și observăm astfel că el va avea coordonatele 5, și 3. Analog procedăm cu toate celelalte puncte și vom obține B mare. Va avea valoarea abscisei minus 5 și valoarea ordonatei 2. Deci B de coordonate minus 5 și 2. C mare va avea coordonatele minus 2 și minus 2. D mare va avea coordonatele 4 și minus 4. Da? Deci 4 și minus 4. Apoi, punctele E, F, G, H sunt situate pe axe în partea pozitivă, respectiv partea negativă a acestora. Astfel, E mare are coordonatele 3 și 0. G mare, care e situat tot pe OX, are coordonatele minus 2 și 0. Iar F și H sunt situate pe OY, adică abscisa lor este 0. Deci F mare va avea coordonatele 0 și 2, iar H mare va avea coordonatele minus 0 și minus 5. Și bineînțeles, originea axelor care are coordonatele 0 și 0. Aceasta a fost lecția despre sistemul de axe ortogonale în plan. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare să ne revedem la următoarea lecție. La revedere!